Bună ziua din nou! Vă spunem aici de la standul editurii Herald, în a treia zi de târg, la Bookfest. Primul eveniment al zilei de vineri iunie. Un eveniment pe care l-am intitulat Practica Zocchinilor către o viață echilibrată. Un eveniment în care vom explora numeroasele concepte ale tradiției Zocchin, în cadrul lansării celui mai recent volum semnat de maestrul Chögyal Namgyal Norbu, maestru care timp de mai bine de 50 de ani și-a dedicat viața introducerii învățături străvechi la mii de oameni din întreaga lume. Cartea care am să astăzi, Sursa Supremă, Künje Gyalpo, Tantra Fundamentală din Dzogchen, de maestrul Namgyal Norbu Rinpoche. Bineînțeles că vom aminti și celelalte cărți apărute în portofoliul editurii Herald, cărțile maestrului Namgyal Norbu. Vorbim despre Yantra Yoga, Yoga Visului, Cristalul și Calea Luminii. De asemenea, îi salutăm și pe cei care se uită în acest moment la noi pe pagina de Facebook a editurii Herald. Îmi cer scuze că la evenimentele anterioare am uitat să îi salut, dar o fac acum. Alături de noi la acest eveniment, doamna Lidia Dana Beju, practicant Dzogchen, traducătoare, Iulian Lucian Maidanuc, doctorant Școala de Studii Literare și Culturale a Universității București, membru al comunității internaționale Dzogchen, și lângă mine Vlad Nicodim, psiholog. Chögyal Namgyal Norbu Rinpoche s-a născut în estul Tibetului, în Ținutul Dergen, în 1938, iar la vârsta de 3 ani, fiind recunoscut ca întruparea unui mare maestru Dzogchen. Încă din adolescență, Chögyal Namgyal Norbu a absolvit în întregime programul riguros de studii tradiționale, primind învățături de la unii dintre cei mai mari maestri ai timpului său. Chögyal Namgyal Norbu a călătorit în mod constant în întreaga lume, susținând multe conferințe și retrageri cu participarea a mii de oameni, inclusiv în România, unde a fondat și o comunitate merigarist. După ce a predat timp de mai mulți ani Yantra Yoga, în urma interesului tot mai mare, Chögyal Namgyal Norbu a început să predea învățături Dzogchen mai întâi în Italia, iar apoi în toată lumea. În anul 1981 a întemeiat centru al comunității Dzogchen în Arcidosso, Toscana, Italia, cu numele de Merigar, nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Chögyal Namgyal Norbu a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai culturii tibetene în lume. Așa cum spuneam puțin mai devreme, în România, maestrul a înființat în anul 2006 centrul Merigarist, unde se desfășoară practica forma sa originară, așa cum a fost ea transmisă de la început de către maestrii Dzogchen. Deschid acest eveniment, prima întrebare pentru doamna Lidia Beju. Cum putem explora mintea prin practicile Dzogchen și dacă această practică este accesibilă oricui? Bună ziua tuturor! Dzogchen sau Marea Perfecțiune? Se referă la condiția umană profundă, eternă, dincolo de timp și spațiu. Este o cale care conduce direct, precis, spre eliberare. În budismul Vajrayana, în budismul ezoteric, tantric, care s-a păstrat în Tibet, în Bhutan și în Mongolia, filozofic sunt definite trei etape, și anume cea de definire a bazei, a căii și a fructului. Există mai multe tipuri de budism tantric în Tibet, există 4 școli, dar acestea sunt lucruri de detaliu pe care cineva le poate aprofunda. Într-una din aceste școli, cea mai veche, Nyingma, cea mai înaltă formă de budism este Dzogchen sau Ati Yoga. Ideea de bază este
aceea de a face o distinție clară între minte și starea fundamentală a minții. Rolul maestrului este acela de a introduce direct, a oferi elevului, studentului, o experiență directă a ceea ce înseamnă starea fundamentală a minții. Pornind de aici, un elev poate să-și dezvolte atenția pas cu pas, până când, la un moment dat, poate să integreze toate activitățile sale în starea aceasta profundă de fundamental a minții. Deci se lucrează cu mintea, dar mai importantă este focalizarea, contactul cu starea fundamentală a minții, care este o experiență. Asta ar fi ideea despre minte sau aspectele legate despre minte. Mulțumim foarte mult doamnei Lidia Beju. Iulian, cum ai descoperit cărțile maestrului Ciocheal Namkhai Norbu Rinpoche și ce trebuie să se aștepte cititorul să găsească în această recentă carte a maestrului, Sursa Supremă? Cum am descoperit cărțile? Acum se aude? Întâi am aflat despre cele două cărți care s-au publicat întâi chiar la Herald, Yoga Visului și Cristalul și Calea Luminii. Și a fost foarte interesant ce s-a întâmplat. Yoga Visului pare ceva mai ușor de citit și de integrat, însă Cristalul și Calea Luminii este o carte pe care de fiecare dată când o recitești, o predescoperi cumva. Deci de fiecare dată îți permite accesul la un alt nivel de înțelegere. Mă rog, asta dacă între timp faci ceva. De exemplu, să practici, să-ți adâncești înțelegerea. Acum să mă refer și la Sursa Supremă, da? Este, cum să zic, o întregire foarte frumoasă a colecției de cărți pe teme de Dzogchen, pe care deja o are editura Herald, pentru că este tantra fundamentală din Sende, una dintre cele trei mari subdiviziuni din Dzogchen. Este cea mai importantă tantră din Sende. Sende este foarte importantă pentru Dzogchen, iar Dzogchen, în afară de faptul că este învățătura despre starea primordială a minții, reprezintă o esență a tuturor învățăturilor budiste din perspectiva școlii Nyingma. Iar cartea, în opinia mea, este grozavă, pentru că nu cuprinde doar tantra în sine, Kyunje Gyalpo Gyu, care probabil că ar fi fost mai mult sau mai puțin inutilă pentru cititorul neavizat, pentru că este un text ezoteric, este greu de descifrat, e nevoie de chei de înțelegere. Cuprinde și două categorii de explicații. Cele mai importante sunt comentariile scrise de Namkhai Norbu Rinpoche, niște comentarii foarte bune pentru descifrarea acestei tantre. Să nu uităm că este vorba de o tantră de 1000 de ani, chiar și numai limbajul creează foarte mari probleme. Deci întâi sunt comentariile la tantră și o introducere în punctele fundamentale din Dzogchen scrisă tot de Namkhai Norbu Rinpoche. După aceea este o parte a cărții care de asemenea vine cu explicații foarte interesante, care ajută cititorul în înțelegerea acestei tantre fundamentale. Aceste explicații sunt scrise de Adriano Clemente, un discipol foarte vechi al lui Rinpoche, un cunoscător al limbii tibetane. El, de altfel, a făcut traducerea din tibetan în italian a tantrei și ele se referă în principal la istoria Dzogchen și ajută foarte mult la introducerea în subiect. Mai mult de atât, și traducerea cărții este foarte bună. Deci, cum ziceam, din tibetan în italiană este asigurată de un discipol experimentat, un bun cunoscător al literaturii Dzogchen, un bun cunoscător al limbii tibetane, iar din italiană în română este tradusă de un colectiv de traducători, dintre care face parte și
Livia Bejo aici lângă mine și Gabriela Schneider, care a lucrat la traducerea tuturor cărților pe care le aveți la Herald în legătură cu Dzogchen și cu Namkhai Norbu Rinpoche. Făcând o glumă acum, la o discuție pe care am avut la un moment dat, făcând un zoom pentru cititorii noștri, chiar îmi spuneai că simți așa un frustrare pentru cei care au reușit să învețe limba tibetană. Da, simt o frustrare, dar nu este mică. Este o limbă foarte dificilă. Și totuși o să încerc în continuare să învăț ceva din ea. Vlad, cum ne poate ajuta practica pentru a menține activității fizice, a energiei și a echilibrului? Și îți adresez această întrebare atât în calitate de practicant și de o persoană care s-a aplecat foarte mult asupra spiritualității tibetane, dar și din calitatea de psiholog. Pentru că sunt convins că latura aceasta spirituală te ajută foarte mult în lucru pe care l-ai în demersul terapeutic cu clienții. Într-adevăr, este o întrebare destul de complexă și pot spune că, pe de o parte, tehnicile, diversitatea tehnicilor care se regăsesc în Dzogchen sunt extraordinar de, este o diversitate extraordinar de vastă. Avem de la tehnici simple de meditație sau tehnici simple posturale, precum yantra yoga, până la tehnici foarte complexe de meditație și tehnici foarte complexe chiar posturale. Avem, practic, Dzogchenul integrează un ansamblu foarte vast de tehnici pe această cale a desăvârșirii. Avem, spre exemplu, cele 6 yoga sale lui Naropa, care sigur că sunt oarecum tantrice, și uite cum este yoga visului sau tumo. Și pe de o parte, într-adevăr, ajută foarte mult practicantul atât în meseria sa, de exemplu, te ajută să te înțelegi pe tine mult mai bine și atunci poți să-ți înțelegi și clienții mult mai bine și să fii 100% alături de ei. Te ajută și pe plan psihic în privința relaxării, pentru că știm cât de mult, cât de multe resurse ne solicită viața de zi cu zi într-un mediu atât de aglomerat și de zbuciumat, și atunci partea bună cu Dzogchen este că meditația nu se adresează doar aspectului de retragere. Este ceva ce noi integrăm în viața de zi cu zi și atunci noi putem, de fapt, să medităm în timp ce suntem angrenați în ceva foarte stresant sau într-un mediu agitat. Pe de altă parte, avem, de exemplu, tehnici precum tumo. Tumo, care presupune o meditație foarte complexă, dar care are și niște efecte spectaculoase, precum încălzirea corpului, și atunci putem sta la temperaturi foarte scăzute, dar sigur, acesta este un efect secundar. Noi nu facem asta ca să dobândim rezistență la frig, așa cum se folosește în Occident, ci această căldură apare în urma meditației și este un semn că meditația funcționează. La fel este și yoga visului. Chiar vorbeam într-un interviu cât de bine este să poți să profiți de tot acel timp în care dormi, să fii conștient în el. Eu, de exemplu, când practicam yoga visului, puteam să exersez la chitară în timpul somnului. Și există studii științifice în privința calității vizualizării. Deci, în momentul în care vizualizez, s-au făcut studii pe diversi sportivi și au avut rezultate similare cu cei care practicau fizic un sport. Deci, doar vizualizând, sigur că calitatea vizualizării trebuie să fie destul de bună. Și în momentul în care practicăm în vis, dacă suntem conștienți, putem prelua acele informații. Și astea sunt doar tehnicile cumva mai de suprafață despre care vorbim. Dacă intrăm în profunzimea tehnicilor Dzogchen, complexitatea crește foarte mult și atunci asta este și spectaculos, că eu de obicei mă plictisesc destul de repede,
Dar în momentul în care ai o gamă atât de largă de tehnici care merg până la extraordinar de complexe, deci în mod sigur nu m-aș putea plictisi niciodată și nu le-aș putea parcurge pe toate și de asta îmi place foarte mult această cale și pentru că are efecte foarte puternice și este foarte eficientă. Mulțumim, Vlad. Doamna Lidia Beju, ce înseamnă pentru dumneavoastră experiența întâlnirii cu maestrul Namkhai Norbu Rinpoche? Se spune că în momentul în care îți întâlnești maestrul rădăcină, viața se schimbă. Și așa este. Întâlnirea cu el mi-a schimbat viața. Am fost atrasă de la început pentru că, urmărindu-i o conferință înregistrată și a transmis o stare de iubire normală, fără patimă, dar profundă, asta pe de-o parte, ca și experiență. Pe de altă parte, ceea ce explica era atât de clar și de limpede, încât erai fermecat. Nu este o filozofie ușoară. Necesită răbdare, aplicare, perseverență, dar este ca un magnet. Odată ce te-ai contaminat de germenele acestea, nu poți să renunți la el, mergi mai departe. Ceea ce vreau să mai spun despre maestru este că a făcut un efort extraordinar. An de zile, în fiecare an, dădea un ocol planetei și ținea conferințe în toată lumea. A fost neobosit în a transmite această stare, această introducere directă, stare fundamentală a minții, către cât mai multe persoane, dar nu numai umane. Era atent la toate ființele vii pentru ca să creeze germen de eliberare. Asta era ideea importantă. Și de asemenea, des sublinia faptul că o evoluție a speciei umane este acum posibilă. Și a făcut tot efortul pentru a împărtăși această cunoaștere într-o manieră liberă, nedogmatică. Tibetanii au fost șocați în momentul în care el a început să predea Yantra Yoga. Avem cartea aici. Până atunci și această învățătură nu a fost dată liber publicului. Chiar și cartea aceasta, Sursa Supremă, pe care o avem astăzi, nu este o traducere cuvânt cu cuvânt, este o sinteză a acestei tantre, o explicare a ei, astfel încât ea să poată să fie înțeleasă și să își poată face efectul asupra cât mai mulți oameni. Deci, cam asta, cam așa ar fost. Mulțumim foarte mult. Iulian, cum putem integra învățăturile Chen? Doamna Lidia Beju spunea că este o filozofie complexă. Pe de altă parte, este totuși accesibilă oricui, nu este selectivă. Și cum putem să o aplicăm? Să aplicăm aceste învățături în așa fel să avem o viață echilibrată în viața noastră cotidiană? Este o întrebare foarte dificilă. Este o chestiune la care lucrez și probabil că o să lucrez continuu până când îmi voi termina socotelile în viața asta. Dar, în principiu, învățătura poate fi integrată în orice moment al existenței noastre, în orice moment, cu precădere prin prezență, prin conștientizare. Se poate
se poate aplica această conștientizare în viața obișnuită, în activitățile obișnuite? Se poate aplica în timpul mersului, în timpul mesei, în timpul dușului, această conștientizare? De exemplu, Rinpoche obișnuia să ne dea un exemplu, spunea, nu reduceți activitatea de dimineață, de sub duș, la o simplă purificare fizică. Se poate vizualiza purificarea elementelor care compun realitatea, celor cinci elemente. Și această conștientizare se poate face și în timpul somnului. Există tehnici foarte simple, sunt descrise în Yoga Visului. Sunt tehnici mai simple decât cele din majoritatea tehnicilor de Yoga Visului din Vajrayana. De cele din Dzogchen sunt mai simple. Se vizualizează o literă și, mă rog, scrie în carte. Scrie în carte. Mulțumim, Iulian. Vlad, vrei să adaugi ceva? Te rog. Dacă mai ai vreo întrebare, mai... Bun, uite. Aș vrea să ne introduci puțin în elementele esențiale ale tradiției Dzogchen. Și mai ales pentru cititorii care și-ar dori, sunt curioși să afle mai multe lucruri, dar n-au ajuns, bineînțeles, nici la merigarist, n-au ajuns nici să practice, dar își doresc lucrul ăsta. Cât timp am la dispoziție? Ok. Pentru a înțelege mai bine această tradiție, aș vrea puțin să fac o mică paranteză ca să înțelegem puțin contextul cultural. Și atunci o să mă raportez puțin și la celelalte tradiții și o să fac o analogie ca să se înțeleagă mai bine fiecare tradiție, cam care este diferența între ea, ca să putem astfel particulariza diferențele Dzogchen. În budism avem sutra, sutrayana, calea sutra, avem mahayana, tantrayana și Dzogchen. Sigur că Dzogchen este de sine stătător, nu este neapărat o componentă religioasă, dar ea este preluată și în budism. Dacă să spunem că ar fi un practicant care ar avea o grădină cu legume, considerând că legumele sunt acele roade pe care le folosește pentru a tinde spre iluminare, dar acea grădină are și plante otrăvitoare. Practicantul de sutra va rupe toate plantele otrăvitoare și va lăsa doar legumele bune. Exact așa cum și în tradiția ascetică din creștinism, practic ce facem? Ne îndepărtăm de otrăvuri, adică de pasiuni, de tot ceea ce creează atașament. Și atunci ne izolăm într-o practică ascetică și stăm departe de tot ce înseamnă plăcere, pentru că plăcerea creează atașament și atașamentul creează suferință. Practicantul Mahayana va lăsa acolo aceste plante otrăvitoare, dar va lucra cu emoțiile lui. El practic va ști și va simți în interior când este expus unui lucru care îi poate strica practica, dar nu va distruge plantele otrăvitoare. Un practicant de tantra, tantrayana, chiar va folosi din plantele otrăvitoare în concentrația necesară împreună cu plantele benefice pentru a obține un elixir și mai puternic. De aceea în tantra avem foarte multe practici care par foarte neortodoxe, să spunem așa, dar cu mențiunea că practicantul din tantra are nivelul necesar să înțeleagă că esența tuturor lucrurilor și fenomenelor este vacuitatea. Și atunci el nu se va atașa și nu va suferi în urma acestor practici și va putea folosi acele otrăvuri, să zicem, pentru a progresa și a ajunge mai repede la iluminare. În Dzogchen nu mai este nevoie nici de plantele respective neapărat, nu mai există nici neapărat plantele otrăvitoare, pentru că atâta timp cât suntem în starea naturală de conștiință, totul se eliberează de la sine. Este o autoeliberare.
Și sigur că sunt persoane care nu înțeleg foarte ușor acest concept, pentru că spun, păi atunci nu mai trebuie să facem nimic. Nu mai trebuie să facem nimic atât timp cât chiar suntem în această stare primordială, în această stare esențială. Dar acolo se ajunge prin multă practică și ar trebui, așa foarte pe scurt să spun, să combinăm sentimentul vacuității cu sentimentul non-dualității și cu această prezență permanentă pentru a intra în starea respectivă. De aceea este și nevoie de un maestru pentru a te introduce în Dzogchen. Mulțumim, Vlad. Doamna Livia Beja, aș vrea să ne povestiți pe scurt despre structura cărții, sursa supremă pe care o lansăm astăzi. Cartea are trei module mari. În primul modul este prezentată o istorie a Dzogchen din țara Odiana, unde a trăit maestrul ce a adus pe planetă în acest ciclu temporal învățătura Dzogchen, și anume Garab Dorje. De la el, prin discipoli, învățătura a ajuns în India, în Tibet, și a fost păstrată doar în Tibet în cadrul acestei școli Nigma. Ce pot să spun este că la fiecare retragere, la fiecare subiect pe care maestrul dezbătea, la început era prezentată originea, sursa învățăturii. Cine a adus-o în plan fizic, unde s-a păstrat, unde s-au găsit manuscrisele, cum au ajuns la el. Deci primul modul al cărții ne prezintă istoria transmisiei acestei învățături, a sursei supreme, a regelui, a tot creator. Are și o componentă poetică, pentru că fiecare maestru și-a descris experiența în câteva versete. Deci e frumos de citit. În partea a doua, există o sinteză a înțelesului, a semnificației fiecărui capitol. Sunt 84 de capitole. Explicația este foarte importantă pentru că ne aprofundează, ne explică caracteristicile principale, ideile principale din învățătura. Iar cel de-al treilea modul cuprinde traduceri ale textului original. Au fost făcute niște perieri, adică în textul tibetan inițial am înțeles că erau multe versete care se repetau și care ar fi fost pentru mintea noastră de acum un pic dificile și greoaie, și s-au păstrat ideile de bază, dar într-o formă foarte frumoasă. Nu este un text ușor, dar este un text care te îmbie să-l parcurgi din nou și din nou și de fiecare dată îți relevă o profunzime mai mare. Deci cam asta este. Mulțumim foarte mult, doamnei Lidia Beju. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre practica Dzogchen și calea către, în care, așa cum spuneam la începutul evenimentului nostru, am încercat să explorăm numeroasele concepte ale tradiției Dzogchen în cadrul lansării celui mai recent volum semnat de Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche, maestrul care timp de mai bine de 50 de ani și-a dedicat viața introducerii acestor învățături străvechi, sursa supremă Kyunje Gyalpo, tantra fundamentală din Dzogchen, de asemenea și celelalte cărți ale maestrului Namkhai Norbu, Yoga Visului, Cristalul și Calea Luminii, Yantra Yoga. Au fost alături de noi doamna Livia Dana Beju, practicant Dzogchen traducătoare, Iulian Lucian Maidanuc, doctorand, Școala de Studii Literare și Culturale a Universității București, membru al comunității internaționale Dzogchen, și Vlad Nicodin, psiholog. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.